Monica Rădulescu vă prezintă știrile Canal Sud. Bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Copiii din fanfara Jegălie au obligat să stea în genunchi pe asfaltul încins în plină zi. Mai multe detalii imediat la știri. La finalizarea investițiilor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 375.000 de hectare de la nivelul județului Călăraș vor fi irigate. Mai multe informații în câteva clipe în jurnal. CS Leaders Călăraș a câștigat Cupa României la baseball. În cursul zilei de ieri, în spațiul public au apărut mai multe imagini în care copiii din cadrul fanfarei Jegălia din județul Călăraș sunt obligați să stea în genunchi pe asfaltul încins în plină zi. Cu mai multe detalii vine colega mea Ioana Soare. Ioana? Bună ziua! Într-adevăr, ieri pe rețelele sociale a apărut un videoclip în care protagoniștii erau copiii din cadrul fanfarei Jegălia. Aceștia erau obligați să stea în genunchi pe betonul încins pe timp de caniculă și erau obligați să-i ceară scuze dirijorului. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș s-a autosesizat în urma vizionării videoclipului și a deschis o anchetă. Echipa mobilă a DGASPC Călăraș se află la fața locului și încearcă să vorbească cu copiii puși în această situație, cât și cu părinții acestora. Mulțumesc, Ioana! Irigațiile, singura șansă a agricultorilor români de a crea profit, a fost unul dintre subiectele abordate de Robert Micu, vicepreședintele Copacogega, în cadrul conferinței de presă a Partidului Social Democrat organizat la finalul săptămânii trecute. În acest moment, la nivelul județului Călăraș sunt irigate puțin peste 160.000 de hectare, grație proiectelor implementate prin intermediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Trebuie să vorbim despre irigații, mai ales într-o astfel de perioadă complicată, când căldurile se manifestă la intensitate maximă. Vedeți că tot despre apă vorbim, sau am vorbit și pe un alt palier, și în subiectul anterior, dar apa este cheia existenței noastre și implicit în ceea ce înseamnă producerea de hrană. Astfel că la nivelul județului Călăraș și în cele 10 amenajeri există în derulare peste 15 proiecte, dintre care 5 proiecte din cele 15 investiții sunt finalizate în prezent. Asta înseamnă că suprafața irigabilă prin cele 5 proiecte este de aproximativ 161.000 de hectare. Pentru a le oferi agricultorilor călărășeni condiții optime, Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a dat undă verde altor 4 proiecte care se vor finaliza în acest an. Prin intermediul acestora se vor adăuga 76.000 de hectare, astfel că la sfârșitul anului în curs, în județul Călăraș vor fi irigate 237.000 de hectare. Totodată aici este de menționat ultima investiție care are un impact asupra 30.000 de hectare și vorbesc de amenajarea Mostiștea, unde am pus în funcțiune cu ajutorul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu ajutorul domnului președinte al Consiliului Județean, cu ajutorul doamnei secretar de stat, în funcțiune stația plutitoare de pompare, astfel că în prezent se deservesc alte 30.000 de hectare. Din totalul de 15 proiecte adresate județului Călăraș, 6 dintre acestea sunt în curs de implementare și vor deservi peste 130.000 de hectare, astfel că la finalizarea tuturor investițiilor vor fi irigate 375.000 de hectare din totalul de 436.000 de hectare existente la nivelul județului Călăraș. Administrația Națională de Meteorologie a emis în urmă cu puțin timp un cod galben de vreme severă pentru mai multe județe din țară. Printre zonele vizate se numără și județul Călăraș. Atenționarea a intrat în vigoare astăzi la ora 12 și va expira la ora 21. În acest interval, în județul Călăraș se vor semnala vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și averse torențiale. De asemenea, vântul va avea intensificări, rafalele atingând în general 55-70 de km pe oră. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Echipa CS Leaders Călăraș a adăugat o pagină de aur în istoria sportului local, câștigând Cupa României la baseball seniori într-o performanță memorabilă desfășurată la Botoșani în zilele de 13 și 14 iulie. Călărașul a obținut o nouă victorie impresionantă în lumea sportului. Așadar, CS Leaders Călăraș a reușit să aducă acasă Cupa României la baseball seniori. Cupa României pentru prima dată la Călăraș, la categoria seniori. Tocmai
glumeam cu colegii noștri și ne părea bine în același timp. În anul 2007 am înființat clubul sportiv Leaders Călăraș și de-abia acum 2 ani am reușit să câștigăm campionatul național al României și ne lipsea acest trofeu din vitrină. În 2024, weekendul trecut la Botoșani, am reușit să câștigăm Cupa României la categoria seniori pentru prima dată. Suntem foarte bucuroși și cu această ocazie dorim să mulțumim domnului primar Marius Dulce în mod special și Consiliului Local pentru sprijinul pe care ne-l oferă în anul competițional 2024. Competițiile viitoare? Cea mai recentă competiție este o acțiune a echipei naționale de baseball seniori a României. Astăzi vom pleca în cantonament pentru 4 zile, eu ca și antrenor al echipei naționale de seniori, împreună cu alți 6 sportivi ai clubului sportiv Leaders Călăraș. Vom pleca 4 zile în cantonament la Roman, după care sâmbătă după amiază vom pleca în localitatea Cudno din Polonia pentru a susține meciurile din cadrul campionatului european de baseball seniori, grupa B valorică. Performanța a fost obținută la Botoșani în perioada 13-14 iulie. Vizita la un cabinet de cosmetică este obligatorie pentru a înțelege importanța îngrijirii pielii noastre, având în vedere că de ceva timp ne confruntăm cu un cod roșu de căldură, iar pielea noastră suferă inevitabil. Veronica Ciocârlan, cosmeticiană cu experiență de 10 ani în domeniu, deține un nivel 5 în Beauty Expert și este micropigmentist acreditat Biotech, precum și specialist în epilare progresiv definitivă. Aceasta ne-a oferit sfaturi esențiale și valoroase despre hidratare, protecție solară și utilizarea produselor adecvate pentru a ne menține pielea sănătoasă și radiantă în această perioadă dificilă. Suntem într-un cabinet de cosmetică și ne aflăm aici deoarece pielea noastră, organul nostru cel mai mare, are de suferit în condițiile în care avem cod roșu de căldură de ceva vreme și cu siguranță nu se va sfârși aici. Chiar în acest moment cosmeticiana are pe cineva și ne va explica exact ce proceduri va face și pentru ce anume o pregătește. Este un moment foarte important. Cum spuneam și mai devreme, pielea este organul cel mai mare al nostru și este la vedere. El este făcut să ne protejeze, iar noi trebuie să avem grijă ca pielea să fie în cea mai bună stare. Ce presupune o curățare a pielii? O curățare a pielii presupune o curățare mecanică și o curățare chimică. Curățarea mecanică o putem obține cu o procedură pe care eu o am, se numește microdermoabraziune cu pulbere de diamant. De diferite pilituri mai fine sau mai abrazive se pun la capătul acesta și în aparat cu un sistem de sucție venim și curățăm tenul de pielea moartă și de toate impuritățile care sunt la nivelul feței, gât și decoltău. Cât timp durează această procedură? Această procedură mai mult de 15-20 de minute nu durează. Și la ce interval trebuie să facem astfel de procedură? Intervalul îl stabilim noi. La început, când cineva vine pentru prima oară, trebuie să știe cum se regăsește. Din momentul în care pielea nu mai primește crema, așa cum eram obișnuit, sau fondul de ten nu se mai așează așa cum se așează de obicei, este cazul neapărat să facem o curățare. Deci asta ar fi primul pas pentru pregătirea pielii noastre pentru expunerea solară. Mai există și alte tipuri de curățare, puțin mai profunde, se numesc curățările chimice. Aceste curățări sunt pe bază de acizi, pe care nu le recomand în sezonul călduros, pentru că ele subțiază mai mult pielea, iar aceasta va deveni mult mai sensibilă cu tendința de pigmentare. În schimb, tot vara recomand peelingurile enzimatice, naturale, din papaya și ananas. Sunt niște enzime extraordinar de bune care ne ajută atât să înlăturăm pielea moartă, cât și sebumul din interiorul fiecărui por. Cât timp înainte trebuie să ne pregătim pielea pentru sezonul estival? Toată viața trebuie să pregătim pielea pentru sezonul estival. Cu atât mai mult nu există, dar există un minim de timp pe care trebuie să-l luăm, să-l acordăm înainte de expunerea la soare. Pentru că noi curățând fața, o facem puțin mai sensibilă și avem nevoie de minim 48-72 de ore înainte de prima expunere la soare. După curățare,
trebuie tenul foarte, foarte, foarte bine hidratat. Un ten doar curățat și nehidratat se va usca foarte repede. Deci imediat după curățare necesită hidratare. Dar hidratarea aceasta se face și din interior și din exterior. Nu putem să avem doar o hidratare cu niște fiole sterile sau doar cu o cremă hidratantă. Trebuie să avem și hidratare din interior. Noi trebuie să ajutăm pielea în general cu ceva să intre, cu niște ultrasunete, cu radiofrecvență, cu oxigen hiperbaric, cu niște curenți. Potrivit Veronicăi, hidratarea constantă și protecția solară sunt esențiale pentru a preveni deshidratarea și arsurile solare. De asemenea, utilizarea produselor cosmetice de înaltă calitate, adaptate tipului de piele, poate face o diferență semnificativă în menținerea sănătății și aspectului pielii noastre. În această perioadă de caniculă extremă, îngrijirea corespunzătoare a pielii devine mai importantă ca niciodată. Peste o oră vreau să merg la plajă. Ce trebuie să fac? Nu este indicat peste o oră să mergi la plajă după un tratament cosmetic, dar după acele 48-72 de ore de care am vorbit mai devreme, te vei expune la soare, te vei da cu factori de protecție încă de acasă. Da? Ajungi la soare, mai aplici o dată. Ai intrat în bazin, în piscină, în apa mării, te-ai dus la baie, te-ai mai șters, ai mai tapotat fața, repeți aplicarea factorului de protecție. Cât să fie factorul de protecție? 50 minim. Acest factor de protecție, această cremă sau loțiune, numiți-o cum vreți, ar trebui să o folosim pe tot parcursul anului, pentru că noi ne protejăm și de vânt, și de ploaie, de temperaturi extreme, prea cald, prea frig, prea frigul, vase de sânge sparte, cuperoză, noxe. Mai cu seama că sunt și produse, cum ar fi fondul de ten, care conține... Da, da, recomand foarte mult fondul de ten. Fondul de ten are o moleculă mare, niciodată nu va încărca tenul, este greșit spus, domnule, eu nu mă mai achez pentru că mi se deteriorează tenul din cauza... Nu, fondul de ten ne protejează, din potrivă. Face bine. Uite, acum noi pregătim un peeling enzimatic din papaya și ananas ca să completăm curățarea noastră. Aș prefera acum vara să aplic această fiolă hidratantă, mai ales pe un ten tânăr, cu ajutorul oxigenului hiperbaric, ca să fie o infuzare directă și de oxigen și de substanța activă, respectiv acidul hialuronic din fiolă. Și repet, ne ocupăm și de gât și de decolteu. Toate vin împreună. Am pus aici o fiolă de acid hialuronic. Da? Se vede? Cu o viteză foarte mică și presiune mică, tocmai ca să nu maltratăm tenul. Marele avantaj la oxigenul hiperbaric este că poate acoperi și zone care cu alte terapii nu pot fi hidratate, respectiv ploapa superioară și ploapa inferioară. E binevenită oricând și pentru ten acneic, și pentru ten uscat, și pentru ten cuperozic. Este un antibiotic în sine. Îl folosesc îndeoseb de acum capăt mult mai puternic la acne activă la adolescenți și usucă instant, dezinfectează și curăță tenul. Am dat și cu o cremă hidratantă fără factor de protecție, iar la sfârșit ecranul protector, crema cu factor de protecție SPF 50. Pielea nu are capacitate de absorție mai mult de 5-7%, trebuie să o excităm, trebuie să o curățăm cu ceva ca ea să primească mai mult. Tot ce este în plus nu lăsăm. Tot surplusul nu face decât să încarce. Și noi luăm frumos un șervețel și surplusul îl tapotăm. Acel surplus nu va intra niciodată. Pielea a luat cât a putut, restul nu face decât să încarci. Veronica Ciocârlan este dedicată să ofere cele mai bune soluții și tratamente personalizate pentru a ne ajuta să trecem cu bine prin provocările verii. Și ca să încheiem cu care este sfatul cosmeticianului de astăzi? Niciodată cosmetica nu acoperă un rid făcut de ani de zile. Cosmetica se ocupă de curățarea, menținerea sănătății și calității pielii.
După există granița cealaltă, medicală, în care unde mergem și ne umplem ridurile, buzele. Cosmetica curăță și hidratează, hrănește tenul. Poate să mai atenueze, sunt anumite verbe, atenuează, ajută, previne, dar nu repară ceva format în ani de zile. Este foarte important să avem încredere, ca și în orice alte locuri unde mergem, și în școală, și în, la orice alt medic, așa trebuie să avem și încredere în cosmeticianul pe care noi îl alegem după lungi cercetări, așa cum ai spus tu mai devreme. Da, după lungi cercetări și după reclama cea mai bună este cea din gură în gură, adică a fost prietena ta, a fost vecina, a fost, nu știu, mama, sora. Contează ce facem, contează foarte mult ce facem. În mijlocul verii, torii de grădina zoologică din Călăraș a implementat măsuri speciale pentru a asigura bunăstarea animalelor sale. Chiar dacă temperaturile ridicate și canicula au afectat fluxul de vizitatori, angajații zoo sunt dedicați să ofere condiții optime pentru confortul și sănătatea animalelor. Astfel, animalele beneficiază de tratamente speciale pentru a face față căldurii intense din această perioadă. În această vară, grădina zoologică din Călăraș se confruntă cu o scădere semnificativă a numărului de vizitatori. Deși perioada vacanței ar fi trebuit să aducă un aflux de familii și turiști, valul de caniculă din ultimele săptămâni i-a descurajat pe mulți să își petreacă timpul în aer liber. În primul rând am sesizat așa o scădere în rândul vizitatorilor în perioada weekendului, când la noi grădina în fiecare weekend de vară era plină. Cred că se întâmplă lucrurile acestea pentru că preferă locurile mai răcoroase, probabil e perioada concediilor și preferă o plajă, preferă un munte, dar vă spunem că și la noi la zoo avem zone umbrite. De fapt, majoritatea aleilor se bucură de umbră pentru că s-a dorit ca locul ăsta să se păstreze cât mai natural și asta e un lucru pozitiv pentru noi. În ciuda scăderii numărului de vizitatori, îngrijitorii de la Zoo Călăraș și-au concentrat eforturile pe bunăstarea animalelor care au nevoie de îngrijiri speciale pentru a face față căldurii. Măsuri speciale au fost implementate pentru a asigura confortul și sănătatea locatarilor grădinii zoologice. Așadar, vă invităm ca în zilele în care este prea cald de stat în casă să veniți la zoo să vă bucurați de o oază de liniște, dar și de umbră, bine, și de răcoare atât cât se poate. Cât despre animalele noastre, pentru că și ele suferă foarte tare în perioada aceasta, noi încercăm să le asigurăm toate condițiile necesare pentru a nu suferi foarte mult din cauza caniculei. În primul rând, hrana și apa nu le lipsește. Apa este schimbată de mai multe ori pe zi, de fiecare dată când este nevoie și se asigură necesarul de apă zilnic în funcție de specie. La fel și se procedează și pentru hrană. În funcție de fiecare specie, tehnicienii noștri și colegii noștri se ocupă să aibă toți nutrienții necesari și tot ceea ce au nevoie pentru a trece cu bine peste perioada aceasta. De asemenea, toate animalele din colecția noastră au în padocurile lor și zone speciale umbrite sau zonele de interior unde se pot retrage atunci când temperaturile deja le afectează foarte tare. Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, Andreea Cazacu vă prezintă rubrica de horoscop. Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Berbec, ar fi minunat să planifici o excursie, o vizită la rude și prieteni, dar și să studiezi sau să înveți lucruri noi. Farmecul tău, entuziasmul de care dai dovadă, atrage admiratori, dar și persoane care vor dori să te contrazică.
Taur, pe căi mai puțin convenționale se pare că ți se vor rotunji veniturile. Fii prudent și evită câștigurile din surse puțin cunoscute, dar și investițiile pe termen lung. Pe de altă parte, vei fi tentat să cheltui mult, ceea ce nu se recomandă. Gemeni, sunt momente bune pentru a schimba unele planuri de viață. Astfel ai putea renunța ușor la relații, situații, obiceiuri, concepții și planuri de viață care nu îți mai sunt de folos. Provocări vor veni din partea prietenilor, admiratorilor sau colegilor din segmentul profesional. Rac, ar fi minunat să te detașezi de forfota cotidiană, să lași deoparte grijile și pur și simplu să te ocupi numai de banalități. Energia vitală este fluctuantă și de ei sănătatea este deficitară. Leu, iată o zi bună pentru dialoguri cu prietenii și cu persoanele care te pot susține în plan socio-profesional. Totul este să ai răbdare, să asculți ce spun alții și să fii deschis la schimbări pe toate planurile. Fecioară, ești înconjurat de multă lume, fie că te afli acasă, fie printre rude, fie că te afli la serviciu. Ceilalți vor fi atenți la vorbele și gesturile tale, reușind să observe fiecare amănunt. Evite excesele de orice fel și fii tu însăți. Balanță, te poți bucura din plin de lecturi deosebite, expoziții de artă sau de vizitarea unor târguri de sezon. Dorința de rafinare sufletească, de abordarea unor filozofii de viață noi este mare și ai șanse minunate de a o îndeplini. Scorpion, se conturează cheltuieli importante. Poate fi vorba atât despre cheltuieli comune cu neamurile, partenerul de viață, cât și cheltuieli profesionale. Este posibil totodată să apară variante noi de câștig prin activitate desfășurată la locul de muncă. Sagitator, privește atent la relațiile parteneriale în care ești implicat. Sunt momente bune pentru a aduna argumente pro și contra, atât pentru relația de cuplu, cât și pentru relațiile profesionale. În mod special, relațiile profesionale îți creează neplăceri deocamdată. Capricorn, se pare că dorești să te implici în multe activități. Atât acasă, în familie, cât și la serviciu, ești foarte solicitat de către ceilalți. Chiar dacă ai toate intențiile bune de a le rezolva pe toate, temperează-ți elanul și selectează-ți prioritățile. Vărsător, este bine să te ocupi de cei dragi, dar să-ți rezervi momente și pentru un hobby. Disciplinează-ți gândurile, pentru că tendința de a vorbi mult, mai ales despre subiecte puțin cunoscute, îți poate crea neplăceri pe termen lung cu persoanele din anturajul apropiat. Pești, o zi minunată pentru a petrece alături de familie și de rude. Treburile gospodărești le poți desfășura mai ușor și mai ales poți primi sprijinul celor dragi. Neplăceri pot apărea de la bugetul disponibil pentru cheltuieli. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată! Atât pentru astăzi, ne puteți urmări și pe site-urile Canal Sud, Observator de Călăraș, dar și să ne ascultați pe Radio Voce Scampi. Nu uitați, dacă ați fost martorii unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți scrie la adresa de mail redacția@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o zi minunată în continuare, ne revedem și mâine!